La mulți ani! La mulți ani! Vreau să știu cine este lebăduța de lângă tine. Maisa este sora lui Marebe, este una dintre balerinele de la noi și vreau să zic că a tot stat în sală la ultimele evenimente și am luat-o și, și pe ea, cu noi. Așa. Și acum a început să fie cereasă, m-a sunat cineva că dorește în mod special pe Maisa să danseze la botez. Îți place să dansezi? Da. Ei, ce vorbești! Tu să nu te dea, că frumușică ești! Și ești așa un fel de balerină, așa? Este, ești... este. Ea face balet la noi, are și dans folcloric, face și dans rusesc și dans tradițional, dar momentan ne pregătim cu balet și am zis, dacă bravo, tot este așa mică și drăguță și tot stă cu noi toată ziua aproape și o petrece la Dance Planet alături de sora ei, o luăm și la evenimente, de ce nu, că este adorabil. Bravo, îngerașule! Doamnelor și domnilor, fetele sunt absolut superbe, felicitări, în afară de frumusețea lor, grația și momentul cu siguranță v-au cucerit. Levele tale, asta faci tu, nu? Da, da, și se pare că în ultimul timp avem mare succes la evenimente. Și pentru că avem mare succes, mergem la târg. Vineri, sâmbătă și duminică suntem prezenți, avem acolo stand la târgul de nunți, târgul Ghidul Miresei, da, suntem la hala la Minor și acolo ne prezentăm pentru evenimentele din acest an. Adică, ce avem în program, în meniul nostru de astăzi? Anul acesta se vor dansa de la valsul mirilor, vals lent, vals vienez, la dans, coreografii de dans contemporan, salsa, jive, rock and roll, fiecare ce vrea, pentru că fiecare vrea să fie, să aibă un eveniment unic. Și atunci încercăm să le creăm coreografii alături de balerinele noastre, să facem momente unice. Foarte frumos. Doamnelor și domnilor, că ai spus cuvântul magic și anume meniu. Un meniu, vă rog frumos. Domnul Adrian, ce avem astăzi? Salutare! Bună, fetelor! Cristi, pentru această săptămână, de fapt, m-am gândit, fiind săptămâna dragostei, varianta românească, să încerc să gătesc cât mai multe deserturi. Iar pentru astăzi vom face o rețetă de biscotti, un pic adaptată mai pe varianta românească, adică în loc de migdale noi vom folosi nuci. Și ca și fel de bază vom pregăti un cocoșel de munte cu un chutney de mango. Ceva dulce, parfumat, destul de fin, aș putea spune, ca și gust. Am înțeles. Cam așa. Da, doamnelor și domnilor, nu mai vorbim pe românește, sanda marină, vă dați seama că se răsucește în mormânt, ba biscotti, ba chutney, e bine, vorbim în toate limbile pământului, dar până atunci, bun să fie, o să vedem exact cum se face rețeta. Pentru că dragostea trece mereu prin stomac. Asta e adevărat. Da, bun, fetelor, vă mulțumim că stați în această poziție foarte frumoasă, vă invit să vă odihniți, vă mulțumim foarte mult. Și o mai ținem pe cea mică lângă tine sau merge și ea? Maisa merge și alături. Du-te cu mami, du-te la mami. Hai, Maisa, la mami. Hai, mergi, ia, cu fetițele. Doamnelor și domnilor, da, fii atent. Tașca, fugi fluturașul. Hai, fluturașule, fugi. Da. Doamnelor și domnilor, suntem, stați cam un fir aici, nu înțelege lumea ce mi-a târnă, mă scuzați, aici este doar un încărcător. Să nu credeți, ci credeți, a târnat ceva în emisiunea lui Brancu. Altceva a târnat la emisiunea lui Brancu și anume un încărcător. Bine, ce mai faci tu? Eu sunt bine. Sunt bine, încerc să-mi revin pe toate planurile și să muncesc foarte mult, să mă reabilitez, să zic așa. Când spui că încerci să-ți revii, hai să plecăm de la momentul... De la ce? De la ce, de la ce să-ți revii? Păi, după cum știi, am finalizat un divorț. Da. Un divorț reprezintă o separare. Când o faci la 20 de ani, parcă nu e atât de gravă, dar când ai doi copii, lucrurile se devin mai sensibile. Și devin, după 10 ani, lucrurile evoluează și separarea intervine cu mai multe probleme. Nu e chiar una simplă și dacă n-ar fi actul ăla de căsătorie, poate ar fi și mai simplu separarea. Da, s-a întâmplat, s-a finalizat. Momentan suntem în divorț, adică am divorțat. Eu sunt bine, nu știu ce se întâmplă pe partea cealaltă. Sufăr destul de mult că nu-l văd pe Maxim, că nu apuc să-l văd. Aici o știm, sigur, știm foarte bine că Maxim este fructul iubirii celei de-a doua căsnicii. Singura, da? Singura. Înainte nu ai fost căsătorită. Da. N-ai fost căsătorită. N-am fost căsătorită, nu. Mama prințesei tale, da. Nu m-am căsătorit. Bun. Și am vrut
să o fac pe Isabel. Mi-a dorit foarte mult să am un copil. Da. Și cred că mama mea a insistat foarte mult atunci. A zis că dacă nu-i problemă că ți-l cresc eu. Orice ar fi, sunt alături de tine și o cresc eu dacă tu n-ai timp. Zic, e ușor să faci un copil, mai greu e să-l crești. Și atunci am avut-o pe mama mea alături și o am în continuare pe mama alături, dar chiar dacă am trecut prin tot felul de încercări de sănătate și este acolo și își dorește și luptă și vrea să fie lângă mine. Isabela a crescut foarte frumos. Am văzut, știm, e foarte frumos. A trecut peste accidentări, peste toate lucrurile. Da, și acum este la concurs. Că, uite, trebuia să vină și ea să danseze, dar a zis, nu, mami, eu am repetiție, mă pregătesc pentru finala mondială. Că anul trecut a luat locul întâi și vrea să se păstreze pe podium și anul ăsta. Pe de altă parte, ce înțeleg este că în urma separării voastre, băiatul pe care l-am avut aici, care este o poezie de băiat, ca să zic așa, foarte isteț, stă mai degrabă la fostul tău soț? Da, noi în urma divorțului am făcut o convenție și am să ne punem de comun acord, o convenție care, din punctul meu de vedere, acum o regret și a fost total greșită, o decizie pe care am luat-o total greșit, pentru că o convenție cu doi oameni care divorțează nu este mereu o convenție corectă. În sensul în care zici că ne punem de comun acord, dar la un moment dat lucrurile nu mai sunt chiar în acordul celuilalt. Că ne înțelegem. Nu ne înțelegem dacă nu este ceva scris. Și noi am zis că... Deci ați făcut un acord nescris. Un acord scris, dar în care vacanțele sunt foarte clare, jumate-jumate, dar în restul timpului ne înțelegem. Adică în funcție de programul copiilor, în funcție de programul nostru, el având spectacole, eu având orele la sală, plecări în străinătate și așa, am zis să ne punem de acord în funcție de cum avansează situația. Și că, din câte mi-a spus mie avocata de atunci, că această convenție poate să fie oricând atacată și modificată și așa, doar că nu este atât de ușor și din păcate au trecut niște luni bune, eu nu am mai putut să-l văd foarte mult pe Maxim pentru că a apărut program intens, nu știu, de altceva, acum trebuie să fac asta, acum trebuie să, acum nu poate, acum și aceste neputințe ale lui s-au transformat în niște putințe, neputințe ale mele și am zis ok, ar fi cel mai bine neputința de a-l vedea, de a-l vedea mai des, a-l vedea cât îmi doresc eu, adică să fiu mai mult alături de el. Tribunalul ce a hotărât? Unde stă băiatul? În urma convenției, pentru că a fost această convenție, am hotărât ca domiciliul lui să rămână, pentru că Florin și-a dorit foarte mult ca Maxim, n-a dorit să plece din casă, a zis că eu nu plec fără băiat. Și zic, bine, atunci hai să ne înțelegem așa, punem domiciliul lui Maxim la tine și domiciliul fetei la mine. Și apoi văd cum avem, oricum ei amândoi fac ore de dans la mine, la Dance Planet, vedem cum mergem la concursuri, cum facem cu schimbul, pentru că cu toții trăim într-o lume haotică în care se întâmplă tot felul de lucruri și un program echilibrat contează foarte mult și pentru copii și pentru adulți. Dar s-a întâmplat să nu știu cum să nu mai am acces foarte mult la el și atunci am zis că această convenție ar trebui să fie atacată oarecum și am recurs la o revenire asupra pe cale legală. Pe cale legală, da, astfel încât să creăm un program fix. Da. Adică două săptămâni sau un weekend sau oricare ar fi el, programul acesta e important și să ne ținem și noi, adulții, de el. Adică cât problema timp e că de 6 luni sunt în această ordonanță prezidențială. Care încă nu s-a judecat. Care încă nu s-a judecat. De așa sunt termenele, da. Sunt termene normale de proces. Ba da, dar mai rar. Adică acum este la mine, de exemplu, dar este după 3 săptămâni, după care mi-aș fi dorit să-l mai iau, să-i fac să fac temele, să fiu lângă el, să merg cu el în vacanță mai des, dar nu se poate pentru că în acea convenție e stipulată doar perioada vacanțelor. Din păcate, pentru că probabil am fost fătuită greșit, crezând eu că totul este... blondă fiind, crezând că lucrurile se vor așterne oarecum bine și ne vom înțelege astfel încât detectez să... Detectez cumva în spatele lucrurilor care s-au întâmplat un fel de resentiment, că, adică cumva plătești pentru ceva, ți se pare? Adică în sensul în care... Tot timpul plătim, ce, viața de, este... De ce să văd eu mai puțin băiatul? Adică dacă tatăl se gândește că un copil trebuie să aibă și mamă,
Da. Poate că n-ar trebui sunt să se multe, întâmple așa. Mai multe discuții. Una este că în interiorul meu consider că am un fel de karma îndeplătit, pentru că probabil că atunci când Maxim era mic, m-am dus să fac ore la sală sau m-am dus la anumite concursuri, dar toți oamenii lucrează, toți oamenii sunt angajați undeva. Și cumva în timp poate mi-am dat seama că poate am o karmă de plătit. Și mă gândesc că cum să plătesc, cum să revin eu la chestia asta, eliberând un program și stând mai mult cu el, așa, făcând un rost de timp pentru familie. Și acum asta fac, încerc să fac să stau cât mai mult și să încerc să facem activități creative. Doar că pe parcurs lucrurile știi cum stau. Când cineva poate stă mai mult cu o parte din părinți, există acea alienare parentală în care unul dintre părinți se regăsește foarte mult în acel copil. Se încearcă foarte mult să se dedice, dar în același timp nu-i creează spațiu, nu-i dă libertatea să poată să-și vadă și celălalt părinte. Cu toate că eu consider că sunt foarte mulți oameni în țara asta care trec prin aceeași problemă cu care mă confrunt eu și nu găsesc soluții, pentru că atunci când începi un proces este foarte costisitor, lung de durată și treci printr-o traumă tu cât și ceilalți membri ai familiei. Și cel mai simplu este să o rezolvi pe calea amiabilă. Și hai să facem păi o amiabilă. Încercat... Este destul de greu atunci când o parte își dorește mai mult decât cealaltă parte prezența copilului în viața lui. Și aici e problema. Da, acum am și eu o întrebare mai tâmpită așa. Dar e corect? Lucrurile nu sunt mereu corecte în viață, doar că trebuie să te lupți, cred eu, când lucrurile nu sunt corecte. Și să le faci astfel încât să fie... Eu vreau să fie bine pentru mine și că consider că trebuie să fie bine și pentru băiatul meu. Și atunci încerc să mă lupt acum cât mai pot, pentru că el în vreo 4-5 ani va crește. Probabil va dori toată ziua să stea cu prietenii la mall sau va dori să se... nu știu. Cât are Maxim? Are 9 ani, o să facă 10 puțin ani. Înainte. În da. Aprilie. Bun. Da, e o situație și eu consider că ar trebui să se rezolve cât mai repede, dar în România lucrurile se întâmplă greu, nu e vorba de sistem, e vorba că el are o altă mutație pentru că s-a mutat de la noi în Bragadirul lângă și s-a mutat și tribunalul, de la tribunalul unde se judeca inițial procesul, sectorul 5, la Cornetu, care, din păcate, s-a închis pentru că nu mai sunt judecători. Am avut termen în ianuarie, da, nu e vina nimănui. Trebuie strămutat dacă nu mai se poate la s-au Cornet. Închis. Deci s-au închis secțiile de judecători. Deci la Cornetul e închis. Da. Și se judecă doar cazurile foarte grave și probabil s-a păi luat și nu se și poate strămuta între timp? Nu, pe ține de domiciliu. E complicat. Adică nu se poate decât la Cornetul unde e închis? Da. Dar se ia, uite, acum să avem termen săptămâna asta. Nu știu, eu am auzit diverse... Dar sper să se judece, adică variante, sper să găsim o soluție. Variante de coabitare. În esență, dacă oamenii nu se înțeleg, întotdeauna copilul are cel mai mult de pierdut. Da, așa este. Pentru că eu bănuiesc că atunci când vine la tine, el, tu-l vezi și vezi cum este relația dintre voi, el, eu v-am văzut aici. El când e cu mine este foarte bine, când e... Adică voi erați foarte bine împreună. Este, da. Pentru că încerc să-i ofer totul și să fie cât mai bine și dar atunci când el aude niște lucruri în afara... Că na, când se întâmplă un divorț, fiecare se plânge. A, ce mi-a făcut, ce mi-a adres, ce mi-a... Și spune copilului. Și probabil că copilul asistă la niște discuții și atunci el, din dorința de a ajuta, de a susține, de a iubi, de a fi parte, de a susține pe tatălui, că până la urmă asta își dorește, că vede că îi se și spune, știi ce am făcut eu pentru tine, am făcut asta, asta. Și atunci el cumva e responsabil în fața părintelui să îl ajute, să-l susțină. Și atunci se întoarce împotriva mea fără să vrea, fără să... E o chestie subconștientă. Am citit mai mult, am aflat mai multe. Încerc să am foarte multă răbdare, dar e greu. E greu. Dar cred că o să se termine cu bine. Întotdeauna se termine cu bine, oricât de rău s-ar termina. Dar uite, încerc să fac lucruri frumoase. Încerc să fiu alături de fata mea, de cât pot, de Maxim.
să mergem în vacanță, îl încercam să-l comic, hai la Disney, hai la în Dubai, hai că acum e mare în modă, n-am fost niciodată în Dubai, n-am, încercăm să mergem să... Și nu prea își mai dorește, nu prea își mai dorește să facă nimic, e cumva supărat pe tot, este într-o perioadă, toți trecem prin perioadă, dar el este supărat într-o perioadă... Pe situație? Pe mine, în mod special. Probabil că este supărat pe faptul că, nu știu, l-am abandonat pe tatălui, am abandonat ideea de familie, probabil. Nu știu cum percepe, pentru că fiecare din noi, când am fost mici sau fiecare din... Orice copil percepe diferit stările astea și poate se gândește la un fel de abandon. Nu știu. Eu îmi doresc doar să fie lângă mine și să pot să-i ofer toată dragostea mea, să pot să fiu lângă el de fiecare când are nevoie, dar trebuie să și cunosc momentele când are nevoie de un sfat bun. Orice părinte are, orice copil are nevoie în viața lui de mamă. Mama cred că e cel mai important lucru. Și apoi tatăl, mama, bunica, soacra, mama, mamei. Da, mama este importantă. Pentru sfaturi, pentru grijă, pentru chiar dacă se întâmplă să fie și mame. Nu mă consider o mamă denaturată. Nu mă consider o, mă consider o mamă ocupată, dar nu cred că sunt singura. Ca miliarde de mame din lumea asta, mame ocupate. Adică nu mai suntem în perioada în care mama stă acasă și are grijă de copil și soțul pleacă la vânătoare și vine cu cerbul în spate, nu? Da, da. Da, pe sunt și foarte multe mame care muncesc mai mult decât bărbații. Așa și este. Care încearcă să ofere și dragoste și cămin și susținere, dar primesc probabil în schimb... Tu ar trebui să și gătești, tu ar trebui să faci și aia. Și nu ai cum să te împarți, ai 24 de ore. Și trebuie să mai și dormi. Dar lucrurile se rezolvă, Cristi. Și o să fie bine. Important e să le faci cu dragoste și cu atenție. Și cu de... Dar de multe ori mă enervez. Încerc să mă... De fiecare dată să mă gândesc că o să vină și momentul în care o să se judece un proces care o să se finalizeze cu... un timp jumate-jumate sau mai mult timp către mine sau... Uite, să finalizăm într-un mod foarte simplu la care nu m-am gândit. Acolo e camera ta și spune lui Maxim cât de mult îl iubești. De ce mă faci să plâng? N-am vrut. Maxim, îmi doresc doar să fii mai mult timp lângă mine și eu să fiu mai mult timp lângă tine. Să pot să te iubesc așa cum îmi doresc și să pot să-ți ofer tot ce ai nevoie. De la iubire, la lucruri simple, la timp și la cât mai multă dragoste. Te iubește, mamă. Doamnelor și domnilor, Oana va vedea într-o bună zi și soarele. Oana va vedea și soarele, că o să apară soarele. Dar n-am venit să plâng. Deci, crede-mă, am venit așa de pozitivă. Dar nici eu n-am vrut să plângi, dar m-am gândit că e un moment în care, pe care dacă băiatul tău îl va vedea, va simți mai mult decât poate să fie o mie de explicații din partea altora, știi? Despre asta a fost vorba. E vorba despre el acum, prin tine, de asta am zis. Da. Îmi doresc să steam, să încerce să se uite și la mine și la... și la ce simt eu și ce mi-aș dori eu. E foarte greu să vezi doar... Pentru el. Da. E foarte greu că atunci când stai mai mult cu un părinte să știi ce simte celălalt. Pentru că nu faci decât să consideri și să crezi că celălalt simte într-un fel. Și atunci poate e greșit. Dar multă lume mi-a spus, stai liniștit, ai răbdare, pentru că la un moment dat copilul va se va întoarce, va veni o vârstă și va vedea lucrurile cum sunt și va vedea că și tu ai încercat să fii lângă el și poate de multe ori n-ai putut pentru că n-ai avut loc și nu ți s-a oferit acest spațiu. Eu consider că tatălui face niște lucruri involuntare, tocmai pentru a-l ocroti, mi s-a și spus. Dar mi se pare ciudat că ocrotirea asta este față de mama lui. Te exclude pe tine prin această grijă. Da. Adică nu încercăm, cred că toată lumea încearcă să facă ce e mai bine pentru copilul lui și nimeni ar trebui să aibă o relație mai specială cu copilul lui decât cea normală de a avea de a fi cu copilul tău. Da. Nu ai oferit mai mult suport, mai mult sprijin, mai mult... Toate lucrurile care sunt exagerate în viață devin vicii sau devin...
lucruri care creează dependență sau nu sunt sănătoase. Și mai era vorba aia din bătrân, că uneori mai bine le e dușmanul binelui. Da, mulțumim da. Foarte mult. Îi mulțumim Oanei pentru această mărturisire. Da, e prima oară când vorbesc despre lucrul ăsta, dar mi-a atins un subiect sensibil și sufăr destul de mult și da, nu vroiam, sinceră să fiu, Cristi, nu vroiam și n-am vorbit despre lucrul ăsta până acum și au trecut niște luni bune de când dar poate că e un moment bine ales și mesajul cu siguranță că a ajuns acolo unde trebuie. Mulțumim, Oana, mult succes în weekend. Îl salutăm pe Maxim și data viitoare, când mai e la mami, îl promit că să-l aduc și pe Tudor să facă gașcă aici, da? Da, da, abia așteaptă să-l vadă pe Tudor, să știi. Cu mare drag. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Fii tare, Oana!